Sabina Iosub, în exclusivitate pentru postul nostru de televiziune, a obținut un interviu cu primul ministru după momentul din Parlamentul Uniunii Europene. Tot interviul va fi văzut la BU, însă aș vrea să dau un scurt fragment exact despre momentul la care se făcea referire România contra României și, desigur, vom vorbi și despre știrea serii tocmai expusă în urmă cu doar câteva zeci de secunde. Dacă îl facem în cifre, zice așa: 90 de dosare legislative închise, 84 de concluzii ale Consiliului Uniunii Europene adoptate și peste 2500 de reuniuni și evenimente la nivel european. Asta înseamnă în doar 3 cifre președinția românească la Consiliul Uniunii Europene. Ce a însemnat însă munca aceea de zi cu zi, organizată de tot ceea ce înseamnă aparatul guvernamental? Dincolo de aceste cifre, sunt cetățenii europeni care au beneficiat și vor beneficia de toate aceste măsuri luate la nivel european. Dincolo de aceste cifre, înseamnă o muncă foarte, foarte susținută, o muncă din partea Guvernului României, din partea reprezentanței României la Bruxelles, o muncă din partea experților noștri pe diferite domenii de activitate. Înseamnă a putea să găsești consens pentru dosarele legislative, să discuți cu fiecare reprezentant al statului membru, înseamnă să găsești soluțiile potrivite atunci când mergi în trialog cu Comisia Europeană și Parlamentul European. Deci toate aceste lucruri au fost realizate cu succes de președinția rotativă deținută de către România și acest lucru era într-un fel de așteptat, pentru că am intrat în această președinție pregătiți. Am avut deja dosarele pe fiecare domeniu în parte. Am văzut cum evoluează ele pe timpul președinției Bulgariei și am susținut președinția din umbră pe timpul președinției austriece. Astfel încât în momentul în care am preluat președinția, această preluare a fost foarte lină și am putut deja să intrăm, cum se spune la noi în România, în pâine, pentru că eram conștienți de un lucru. Alegerile europarlamentare de anul acesta au făcut ca toate deciziile, toate aceste realizări să le condensăm undeva în prima jumătate a anului. Deci dacă alte țări au avut 6 luni pentru exercitarea președinției Consiliului Uniunii Europene, noi a trebuit să facem toate aceste lucruri în 3 luni de zile. Pentru că au venit alegerile europarlamentare, știm foarte bine, din aprilie, practic, de la finalul lui aprilie, Parlamentul nu a mai putut fi așezat, să spunem așa, mai la masă. Mult. România a preluat președinția Consiliului Uniunii Europene într-un context special, marcat, așa cum ați spus, de alegerile europarlamentare, marcat de Brexit, provocări precum migrația, deci provocări pe care Uniunea Europeană nu le-a avut până acum. Și pe lângă gestionarea dosarelor importante aflate pe agenda europeană, a trebuit să dăm un răspuns și acestor provocări, să participăm la evenimente, să participăm la discuții, să vorbim în permanență cu negociatorul pe Brexit, cu Michel Barnier. Deci a presupus o activitate complexă și mă bucur că la final de mandat, pot să spun, România a performat și România a dovedit încă o dată, dacă era nevoie, că poate gestiona cu succes orice misiune la nivel european. Spuneați că era cumva de așteptat să facem o treabă bună. V-aș aduce însă aminte de două declarații. Una în plan intern, venită dinspre președintele României, Klaus Iohannis, care spunea în momentele în care ne pregăteam de această preluare a președinției că nu suntem pregătiți. În final a spus altceva și o declarație a lui Jean-Claude Juncker, președintele Comisiei Europene, care spunea din nou că nu are mari așteptări, să spunem așa, de la președinția României și ne-a lăudat extrem de puternic în final. Ce s-a întâmplat pe parcurs? Nu am înțeles aceste două declarații, pentru că înainte de preluarea președinției am avut o discuție cu președintele României. I-am explicat că
în calitatea mea de fost europarlamentar 9 ani de zile aici la Bruxelles, cunosc foarte bine modul în care lucrează instituțiile europene și ce presupune această sarcină pentru România. Am discutat și cu președintele Jean-Claude Juncker de multe ori legat de preluarea președinției. De fapt, am fost prim-ministru care a venit cel mai des la Bruxelles pentru a discuta cu liderii europeni legat de evoluțiile la nivel european. Deci, eu cred că toate aceste lucruri puteau să conducă la o susținere și nici de cum la un atac încă de la început, încă înainte de a prelua președinția la adresa guvernului. Are strong doubts, a fost expresia folosită de Jean-Claude Juncker, are mari dubii că vom face o treabă bună, zicea înainte, spuneam, de preluarea președinției. Excellent work, acesta a fost termenul folosit de Jean-Claude Juncker în final, adică de la am dubii că se va întâmpla ceva la excellent work. A fost, de fapt, și de drept un dublu standard și aici? Nu știu. Probabil multe lucruri care s-au spus despre România au condus la anumite percepții despre țara noastră. Și cred că ceea ce am făcut noi a demonstrat contrariu. A demonstrat că tratăm cu seriozitate fiecare lucru și că suntem capabili să obținem succes. Pentru că succesul României este, de fapt, succesul întregii construcții europene. Pentru că tot ce am adoptat noi, toate cele 90 de proiecte legislative, sunt proiecte care se aplică tuturor statelor membre, nu numai României. Deci eu cred că s-au grăbit cu aprecierile și mă bucur că și-au schimbat părerea. De altfel, rezultatele vorbesc de la sine și că avem aceste aprecieri la nivel de mandat. Noi am plecat cu foarte mult optimism, chiar dacă mulți nu aveau încredere în noi, chiar dacă președintele României a spus că nu suntem pregătiți, ceea ce a făcut ca Finlanda să se ofere să preia președinția. Iată că am dovedit că suntem bine pregătiți, că suntem responsabili, că tratăm cu foarte multă seriozitate și că nu avem dreptul să ratăm prima președinție a Consiliului Uniunii Europene deținută de către România. O nouă oportunitate, știți bine, este după 14 ani, deci eu cred că această perioada de 6 luni a rămas ca o pagină frumoasă de istorie și în istoria țării noastre, dar și în istoria Consiliului Uniunii Europene. 61% din europarlamentari, din toți europarlamentarii, sunt noi. Și ai noștri românii sunt în mare măsură noi. Credeți că noua garnitură, să spunem, va reuși să facă ceea ce nu s-a întâmplat până acum, respectiv să se strângă rândurile de-a stânga și de-a dreapta politicii românești pentru interesul național? Ideal ar fi să se întâmple acest lucru și îmi doresc să se întâmple acest lucru. Îmi doresc ca europarlamentarii români, indiferent de grupul politic, să înțeleagă că ceea ce este important pentru țară trebuie să-i unească. Eu am lucrat cât am fost europarlamentar cu colegi de-ai mei, cu colegi de-ale mele din celelalte grupuri politice atunci când a trebuit să susținem o decizie care se plia pe realitatea din România. Sper să facă același lucru, sper ca dezbinarea de acasă, ura pe care o vedem în societatea românească să nu se transpună aici și să înțeleagă că nu trebuie să exportăm războiul intern. Nu trebuie să mai trecem prin situațiile pe care le-am avut când România era adusă în prim planul Parlamentului European prin aspecte negative. Că lucrurile putem rezolva acasă, iar aici trebuie să dăm dovadă de unitate și să acționeze toți europarlamentarii în interesul României. Credeți vorbeam că inclusiv schimbările pe care le faceți, le-ați făcut în guvern în această perioadă ar putea fi interpretate diferit aici la Strasbourg sau la Bruxelles, având în vedere antecedentele, să spunem așa? Nu, eu vreau să creăm un val mare de credibilitate în instituțiile europene.
Suntem stat membru al Uniunii Europene și cred că este necesar să avem o cooperare foarte bună cu instituțiile europene. Dar în același timp, cred că trebuie să dăm dovadă de foarte multă demnitate, de foarte multă responsabilitate și indiferent de funcția pe care o ocupăm, că e funcția de premier, că e funcția de președinte al României, aici trebuie să venim să ne susținem punctul de vedere. Să nu venim cu ideile noastre și să plecăm cu alte idei. În același timp să dăm dovadă de flexibilitate. Pentru că eu știu că aici la Bruxelles negocierea este principala armă politică și cred că dacă știm să negociem, dacă vrem să negociem în favoarea României, poate nu vom reuși de fiecare dată, dar în majoritatea situațiilor cu siguranță putem reuși. Sunt discuții în țară și despre ceea ce înseamnă, să spunem, modificările din structura guvernului, spuneam pe de-o parte, și pe de altă parte sunt și în legătură cu planuri importante pe care le aveți în zona financiară. Vor angrena ele și măsuri sociale, să spunem? Nu cred acest lucru. În primul rând, am vorbit de măsurile economice, dar vrem să avem un dialog, să vedem impactul acestor măsuri, să vedem toți cei implicați, să le cerem părerea, să discutăm cu ei. Nu vrem să luăm decizii bruște. Aceste decizii trebuie să le luăm în urma discuțiilor cu partenerii sociali, cu cei implicați în aceste măsuri economice. Și cred că acest lucru va lămuri foarte multe aspecte și în același timp nu vor mai da naștere la atacuri. Bine, nu putem mulțumi pe toată lumea. Este normal că atunci când iei o decizie, unii să se bucure, alții să fie mai puțin bucuroși. Dar este important să avem acest dialog, să ascultăm și părerea celorlalți, să le explicăm de ce am luat această măsură, pentru ca toată lumea să înțeleagă care este sensul în care vrem să mergem. Care e, în final, mesajul premierului României de aici, de la Strasbourg, pentru cetățenii din țara noastră? Mesajul legat de președinția rotativă este un mesaj de mândrie. Și cred că de aici, din cele 6 luni, din toată perioada în care am deținut președinția rotativă, a câștigat România. Și acest lucru ne bucură foarte mult, dincolo de persoanele care au muncit, că cred că am uitat toată munca atunci când se vorbește despre România și despre români într-un mod pozitiv în instituțiile europene, pentru că știm că în ultima perioadă am avut alte discuții, ne bucură pe toți. Am arătat că noi, românii, și România nu este așa cum au creionat-o alții, ci că în România avem oameni capabili, oameni care își iubesc țara, oameni care pot face lucruri foarte bune pentru țara lor. Și cred că am adus România prin exercitarea președinției rotative la un standard înalt și la aprecierea tuturor din instituțiile europene și nu numai tuturor statelor membre, și acest lucru cred că trebuie să ne bucure pe toți.